mai multor. Păi tocmai asta e problema, că eu mă așteptam, fiind vorba de o lege de acea importanță, să existe până la urmă o comisie largă de specialiști. Dar există, din am toate centrele, există unde ați înțeles dumneavoastră că nu există, vă spun nu, eu. Nu, am înțeles din mediile universitare. Doamna Mincă, nu există. La Ministerul Sănătății sunt câțiva. Sunt primite aceste păi amendamente? Amendamentele nu se fac. În Parlament veți aduce și doamna, noastră amendamente. Lăsați, până la Parlament, eu vorbesc de altceva. Eu vorbesc de influența specialistului. În centrele universitare mari, în țară, unde există universități de medicină. De ce nu au fost consultați în marile institute deci, medicale, Păcean, marile spitale? Doamne, înainte de a veni timp. Și a o pune pe site, păi atenție, deja este târziu. Înainte nu de a o pune pe târziu. Site, această lege, acest proiect, că nu e lege încă, acest proiect, da, ar fi trebuit să circule în interiorul sistemului și ar fi trebuit să fie colectate aceste opinii, aceste amendamente, cum le numiți dumneavoastră, înainte de a exista acest proiect pe site. Deci proiectul mi se pare pe site că este în dezbatere publică și da. Puteți să veniți cu opiniile dumneavoastră. Tudor Octavian, v-a dat definiția dezbaterii publice de care vorbiți dumneavoastră. Este zero. Dacă... Dezbaterea publică nu există, vă spun eu. O să vedeți că formula guvernului așa va rămâne. Nu ia nimeni în considerare pe nimeni. Guvernul nu bagă în seamă opiniile specialiștilor. Nu mai avem mult de așteptat, să știți, până la sfârșitul ianuarie vedem. Asta-ți povești cu dezbaterea publică. Dacă nu era